Bun găsit pe scara cuvintelor! În mediul evanghelic, interpretarea pare a fi totul sau aproape totul. Pentru cei din afară, creștinul evanghelic, neaflându-se sub influența unor tradiții ancestrale și diriguitoare, este eliberat de autoritatea hermeneutică de tip instituțional. Nu e de mirare că îi se reproșează deseori un greșit înțeles subiectivism hermeneutic. Voi interpretați Biblia după cum vă taie capul. Aș semnala că, mai mult, credinciosul evanghelic nu interpretează doar Biblia după cum îl taie capul, o face și în ce privește realitatea, căci interpretarea în linii mari se definește ca fiind căutare a înțelesului, căie al textului, căie al existenței. Iar pentru creștinul evanghelic, Totul are sau trebuie să aibă un înțeles. Nu unul arbitrar, ci unul coerent. Căci acesta nu provine din imaginarul creștinului evanghelic, ci din cel care este înțeles și dă cu adevărat înțeles vieții. Prin urmare, evanghelicul nu interpretează nimic după cum îl taie capul. Este adevărat. Interpretarea în sine este fascinantă. Însă, adevărata utilitatea interpretării după cum afirmă Benjamin Jowett, este să scape de interpretare și să ne lase singuri în compania autorului. Discursul hermeneutic este fascinator tocmai pentru că, dându-se la o parte, precum cortina al teatru, dezvăluie încet încet ceea ce ascunde, îl dezvăluie pe Dumnezeu. Și dintr-o dată totul începe să aibă sens. Există însă două nivele de interpretare care adeseori sunt confundate. Un nivel principal al înțelesului și unul secundar al aplicabilității acestui înțeles. Subiectivismul, care îi este reproșat Evanghelicului, poate fi situat de obicei la acest al doilea nivel al aplicației. Primul nivel al înțelesului este, de fapt, procedeul prin care discursul se dă la o parte. Pentru a lăsa loc autorului, acest procedeu este legitimat de comunitatea hermeneutică din care face parte Evanghelicul. În comunitatea hermeneutică, nu Evanghelicul este cel care interpretează, ci Duhul Sfânt, cel care se arată prin unul spre folosul celorlalți. Iată de ce putem susține, fără niciun fel de dubiu, că la acest nivel, care e și cel mai important, îl întâlnim pe Dumnezeu, prin Duhul Sfânt. Pentru a afla ceva despre el. Aici găsim principiul de la care pornim pentru a ajunge la al doilea nivel, unde aplicăm ceea ce știm despre Dumnezeu. Ceea ce facem nu este însă arbitrar, căci se potrivește celui care este înțeles și care astfel dă un înțeles coerent, deloc arbitrar, faptelor noastre. Pentru a fi mai inteligibil, voi da un exemplu. În parabola lucrătorilor viei, proprietarul unei vii angajează lucrători zilier pentru o plată standard. El angajează lucrători în patru momente diferite ale zilei: la ora 9, 12, 3 și 5. Celor pe care îi angajează la orele 9, 12 și 3 le promite o răsplată anume. Celor pe care îi angajează la ora 5 însă nu le promite nimic. Cunoaștem toți finalul. Fiecare serie de lucrători este răsplătită cu aceeași sumă. Fapt care atrage protestele celor care au lucrat mai mult. Proprietarul, însă, intervine, arătând că nu și-a încălcat promisiunea. El a răsplătit după cum a promis. Dacă dorește să fie generos pentru cei de la final, acesta este privilegiul său. De-a lungul timpului, au apărut mai multe interpretări ale acestei parabole. Bună oară! cea a lui Origen consideră că ziua este, de fapt, durata unei vieți și că, de-a lungul ei, există mai multe etape de convertire. Unii s-au convertit din copilărie, alții abia la bătrânețe, însă toți primesc aceeași răsplată. După Irineu, ziua este asociată întregii istorii, primii lucrători fiind evrei, iar cei din urmă neamurile. Un teolog din secolul al XV-lea aplică această parabolă la proporțiile răsplăților edenice. Răsplătirea din cer, ne arată parabola, va fi la fel. Pentru Martin Luther, parabola vorbește despre nevrednicia oamenilor. Toți lucrătorii sunt nevrednici, chiar dacă nu sunt nevrednici, din aceleași motive. Observați, la prima vedere, toate aceste interpretări par a fi prea subiective, prea cum să zic, diverse, prea separate unele față de altele, având în vedere că ele provin dintr-un text pe care îl considerăm inspirat de un singur autor. Dar asta este la prima vedere, căci, de fapt, toate aceste interpretări converg spre o calitate fundamentală a lui Dumnezeu: bunăvoința, mărinimia, generozitatea lui. Acesta este, iată, principiul, nivelul înțelesului interpretării, nivelul aplicabilității. În diversitatea lui, ascunde, dar și dezvăluie principiul. Interpretarea, iată, ne poate ajuta, ajuta să scăpăm de interpretare pentru a ajunge la autor, la Dumnezeu. Am preluat tabloul acesta al interpretărilor multiple, având aceleași principiu, din volumul Introducere în Hermeneutică, în căutarea înțelesului. Apărut în 2006 la editura Logos, scris de Moses Silva în colaborare cu Walter C. Kaiser Jr., ambii renumiți profesori de teologie în mediul universitar. O carte destul de dificilă, însă obligatorie, atât pentru specialiștii în interpretarea textului biblic, cât și pentru cei care, de la Anvon, deslușesc înțelesul cuvântului lui Dumnezeu pentru a-l face aplicabil. Întrebarea de la care pleacă autorii este următoarea. De ce avem nevoie de hermeneutică? Biblia este doar o carte divină, inspirată de Dumnezeu, o carte adevărată. De ce am avea nevoie de interpretarea ei? Ei bine, da, Biblia este o carte divină, însă este scrisă de oameni. Există așadar întotdeauna potențialul ca o interpretare să fie greșită. Din pricina acestui element versatil, omenesc, care a influențat fără doar și poate textul divin, avem nevoie de interpretare, de hermeneutică. Principalul procedeu care stă la baza hermeneuticii este acela de exegeză, prin aceasta înțelegându-se explicarea unui text cu ajutorul analizelor detaliate pe mai multe nivele, lingvistic, literar, istoric, canonic și așa mai departe. Dar scopul interpretării este întotdeauna acela de a ajunge la un înțeles. Ei bine, înțelesul unui text biblic se configurează pe mai multe paliere. Înțelesul ca referent, adică despre ce se vorbește, înțelesul ca sens, adică ce se spune despre ce se vorbește, înțelesul ca intenție, adică cum se raportează autorul, prin ceea ce spune, la adevăr. Atenție, la adevăr, nu la scop. Înțelesul ca semnificație. Cum raportăm la altceva acest înțeles. Toate aceste tipuri de înțeles sunt importante, însă trebuie organizate. În analiza lor, cei doi autori se concentrează în special asupra erorilor care se fac de-a lungul demersului hermeneutic. Bună oară! Atunci când pun problema înțelesului, aduc în discuție și diferențele dintre intenția autorului uman și intenția autorului divin. De asemenea, atunci când abordarea exegetică se face pe palierul lingv lingvistic, recomandările lor sunt denotat și memorat. Așadar, nu minimalizați importanța limbilor originale, spun autorii. Nu exagerați importanța limbilor biblice. Nu puneți semnul de egalitate între înțelesul unui cuvânt și istoria lui. Nu atribuiți mai multe înțelesuri unui cuvânt folosit într-un mod specific și nu accentuați excesiv aspectele subtile de gramatică și vocabular. În schimb, autorii recomandă: Țineți cont de importanța limbilor biblice pentru o interpretare corectă. Rețineți că versiunile traduse sunt satisfăcătoare pentru majoritatea scopurilor în care sunt folosite. Acordați prioritate sensurilor contemporane și atestate ale cuvintelor. Concentrați-vă asupra sensului specific din context și subliniați întotdeauna contextul. O abordare minuțioasă este realizată și din perspectiva literară a textului biblic fiecare gen, de la poezie la literatură sapiențială, de la narațiune la epistolă, fiind abordat și analizat în detaliu. Astfel sunt discutate figurile de stil folosite, așezarea structurală a textului, problema istoricității conținutului, claritatea, inteligibilitatea, unitatea organică și așa mai departe. Din pricina aridității discursului, nu vom insista asupra acestor elemente. Penultimul capitol propune realizarea unei legături între înțelesul scripturii și aplicația acestui înțeles. Căci, după cum spun și autorii, scopul major al citirii devoționale a scripturii nu este stăpânirea unei cunoașteri intelectuale a lui Dumnezeu, ci conducerea și stăpânirea de către Dumnezeu a vieții cititorului. Aici, la acest nivel, să o recunoaștem, apar cele mai multe probleme, fiindcă tindem aproape involuntar să aplicăm sau să folosim în viețile noastre, în cultura noastră, tot ceea ce scrie în Biblie, literal. Iată de ce, într-o primă fază, trebuie să pricepem că Biblia este întotdeauna interpretabilă în contextul ei cultural. Ea a fost scrisă într-un anumit moment, de către un anumit scriitor, pentru un anumit tip de destinatar, într-o situație specifică. Unele obiceiuri culturale din vremurile biblice nu se mai regăsesc astăzi. Prin urmare, a interpreta Biblia fără o adaptare a ei la contextul cultural de astăzi poate crea multe probleme. Pe de altă parte, Procesul acesta este extrem de riscant, întrucât poate aduce atingere adevărurilor de credință inviolabile. A contextualiza Biblia, spune Bruce Nichols, înseamnă a traduce conținutul neschimbător al Evangheliei Împărăție într-o formă verbală relevantă pentru oameni din diferite culturi și în cadrul situațiilor particulare de viață. Există mai multe principii de contextualizare pe care le veți găsi în carte, explicate în detaliu. Ceea ce trebuie reținut este faptul că cele trei orizonturi ale instanțelor hemeneutice, cel biblic, orizontul interpretului și orizontul receptorului, sunt influențate întotdeauna de context și de prejudecăți. Același capitol aduce în discuție și folosirea Bibliei în scop teologic. La acest nivel, exegeza este subordonată interpretării, în sensul că ea, interpretarea, cea care fundează partea teologică, se dezvoltă prin corelarea aspectelor exegetice cu gândirea de ansamblu a cărții și cu întregul canon al scripturii. Este procedeul care poartă numele de analogia credinței sau analogia fidei. Ideea pleacă de la versetul 6 din capitolul 12 al epistolei lui Pavel către Romani. Darul profeției, se spune acolo, trebuie să fie în acord sau proporțional cu credința. Cum se întâmplă asta? Sau, mai exact, care sunt aceste limite care sunt prinse în acordul sau proporțiile credinței? Ei bine, în primul rând, interpretăm textul biblic. În acord cu propria înțelegere și reacție față de Dumnezeu. În al doilea rând, interpretăm textul biblic potrivit restricțiilor impuse de scopul și sfera lui de abordare. În fine, interpretăm textul biblic în raport cu adevărul revelat anterior și ulterior în Cuvântul lui Dumnezeu, în cadrul canonului Scripturii. Ce rezultă de aici? Că există o coerență a scripturii, că ea are o natură organică, și nu în ultimul rând că ea este închisă într-un canon, fiind definitivă și autoritară. De reținut ar fi trei principii fundamentale de folosire a analogiei credinței. În primul rând, trebuie să înțelegem că mesajul Bibliei este suficient de clar pentru ca și omul de rând să poată înțelege mesajul de bază al mântuirii. Asta nu înseamnă că totul e clar. Necesitatea învățătorilor se vădește în chiar acest gol de claritate. 2. Scriptura interpretează scriptura. Când ceva nu e clar într-un loc, este clar în alt loc. Iată de ce se recomandă folosirea unor pasaje paralele: că sunt verbale, că sunt tematice. 3. Există așa-numitele pasaje regente ale scripturii. Aceste pasaje delimitează clar și definitiv anumite doctrine. Ele îndeplinesc funcția de autoprotecție a Scripturii. Ca exemplu, în Isaia 40 găsim caracterul incomparabil al lui Dumnezeu. În 1 Corinteni 15 găsim învierea. În 2 Corinteni 5 de la 1 la 10 avem natura stării intermediare. În Filipeni 2 de la 1 la 11 găsim natura întrupării. Ultimul capitol se vrea și reușește să fie, cu limitările de rigoare, o scurtă istorie a interpretărilor, de la comunitatea iudaică la abordările contemporane ale unor teologi sau hermeneuți ca Barth, Bultmann, Ricoeur, or Hirsch. Să notăm că, astăzi, hermeneutica pune accentul pe subiectivitate și relativitate. Oamenii aud doar ceea ce mințile lor sunt pregătite să audă. Cu alte cuvinte, orice am face, corelăm întotdeauna informația cu ceea ce știm deja. Aici ne putem lovi de două extreme. Fie legitimăm toate interpretările cititorilor, ceea ce ar duce la degradarea creștinismului, fie suprimăm prejudecățile tuturor cititorilor și impunem. O obiectivitate totală din partea interpretului, fapt cu totul imposibil. Autorii cărții găsesc o cale de mijloc. Din când în când, spune Silva, trebuie să abordăm scriptura cu problemele și interpretările noastre, dacă vrem cu adevărat să înțelegem ce spune. Pentru a prețui textul, cititorul trebuie să adopte față de el un angajament de devotament. Acest angajament, însă, presupune o preînțelegere, iar o astfel de prejudecată nu este numai îngăduită, este și necesară. Așadar, o carte, cum spuneam și la început, destul de dificilă, pe alocuri aridă, însă de neprețuit ca instrument de lucru în spațiul interpretării biblicei. Faptul că se adresează în principal celor din mediul universitar nu ar trebui să-l sperie nici pe simplul enoriaș însetat de înțelegerea scripturii. Textul nu este atât de inaccesibil pe cât pare, poate, din prezentarea pe care am făcut-o. În plus, autorii sunt foarte minuțioși în sistematizarea informației. Totul este bine clasificat și bine structurat. Iese în evidență și calitatea stilistică a textului, datorată în mare parte, sunt convins, valorosului traducător Emanuel Conțac însă o notă deosebită aș acorda o cărți în sine, e, e obiectual vorbind, impecabilă și prin aceasta deocamdată inegalabilă în mediul nostru evanghelic. Felicit, deci editura și îi doresc o viață cât mai lungă.